A fost un șir nefericit de erori, de proastă comunicare. Pot spune că a fost poate cel mai nefericit mix de neconcordanțe posibil, care din păcate iată, s-a soldat cu moartea Alexandrei, un lucru pe care îl regretăm și cred că o întreagă națiune este zdruncinată de evenimentele care s-au petrecut la Caracal. Tot acest șir de erori a arătat niște breșe în sistem. Fie că discutăm de 112 în speță de STS, fie că discutăm de poliție, fie că discutăm de șandari. În sine am constatat că acest lanț al sistemului nu funcționează. Desigur că putem face destituiri. Le-am făcut. Am început cercetări prealabile. Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat acolo. Încercăm să îi pedepsim pe cei care au greșit și care au dus la deznodământul acesta nefericit. Dar pe de altă parte, încercăm să învățăm din ce s-a întâmplat la Caracal, astfel încât să nu se mai repete o astfel de dramă cum a fost cea de la Caracal. Ca o concluzie pot să punctez următoarele. A fost eroare umană, multă. A fost nepricepere, multă. A fost indolență multă și nu mă feresc să spun lucrul acesta. Cert este că cercetarea prealabilă pe care noi o facem vis-a-vis de cei care au fost implicați la Caracal din Poliția Română va arăta toate aceste chestiuni și cei care au greșit vor suporta rigorile legii.